Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Și al doilea rog pe care vreau să-l citim este în ultimul capitol din Faptele Apostolilor, capitolul 28, de la versetul 20. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns: noi n-am primit nimic din Iudeea, nici o scrisoare cu privire la tine, și n-am venit aici niciun frate la care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că părerea aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i credințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Unii au crezut ce le spunea el, alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri, când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui narod s-a împietrit, ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și ei o vor asculta. Când au auzit iudeii aceste vorbe, au plecat vorbind cu aprindere între ei. Am auzit că cineva, ca să își bată cumva joc de creștini, a pus o întrebare pe internet și a zis: vă mai aduceți aminte
ce s-a vorbit duminica trecută? Dar cealaltă. Dar cealaltă. Și nu și-a adus aminte mai nimeni. Sau poate că și-a adus cineva. Dar după ce zice, dacă nu vă aduceți aminte, atunci la ce bun mai mergeți la adunare? Și cineva, după un timp, a pus o întrebare. Îți mai aduce aminte ce ai mâncat săptămâna trecută? Dar cealaltă. Dar cealaltă. Dacă nu-ți mai aduce aminte ce ai mâncat, de ce ai mai mâncat? Ideea care este, noi nu ținem minte tot din locul acesta. Însă venirea la adunare face parte din rânduiala lui Dumnezeu. Legătura fraților, învățătura apostolilor, rugăciunea, prângerea pâinii. Astea sunt învățături de bază statornice ale Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ținem minte totul, și nu ținem, dar totuși Dumnezeu în anumite momente parcă aprinde un becuț ca să înțelegem mai bine. Sunt lucruri peste care am trecut și poate că nu le-am prins înțelesul. Sunt însă momente când Dumnezeu îți deschide dintr-o dată ochii și descoperi niște lucruri frumoase, niște lucruri minunate. Vom vorbi de Apostolul Pavel. Apostolul Pavel trebuie să vorbim despre el pentru că el ne vorbește despre Domnul Iisus. Și o să vedeți care este ideea. Apostolul Pavel spune unei biserici, hai să zicem ca biserica de aici, spune unei biserici despre felul în care a vorbit Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit într-un mod deosebit lui. Dacă ceilalți apostoli au stat la un loc cu Domnul Iisus și au învățat unele lucruri, Pavel n-a avut parte de așa ceva. Și de aceea el vine și spune, măi, oameni buni, Evanghelia sau vestea bună, pentru că asta înseamnă Evanghelie, Evanghelia pe care vă vestesc eu, pe care vă propovăduiesc eu, nu este de fire pământească, de om. Este divină, de origine divină, de obârșire duhovnicească. Pentru că eu am luat cunoștință despre această Evanghelie direct de la Dumnezeu. Pentru că vă aduceți aminte, doar pe scurt vreau să trec, când Pavel mergea la Damasc ca să-i prindă pe creștini, să-i prigonească, știți, acolo, în puterea zilei, o lumină din cer a strălucit, el a căzut la pământ și a auzit glasul acela. Saule, Saule, pentru ce m-am prigonit? Și a dat seama imediat că este vorba de Dumnezeu, că n-avea cine să fie. Era o putere uluitoare. Și atunci îi se spune, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. În momentul acesta, Pavel înțelege, pune cap la cap lucrurile, pentru că era un cercetător al Scripturilor, al Vechiului Testament, pune cap la cap lucrurile și își dă seama că Domnul Iisus pe care el îl prigonea, este cel care i s-a descoperit. Și din momentul acesta, hai să spunem, s-a făcut clipul acela în viața lui și el a ajuns ca să fie un slujitor al lui Dumnezeu. A fost interesant când frații din Iudeia, din Ierusalim, au văzut că în Antiohia este o explozie de har, este un foc care s-a aprins. Și a trebuit să meargă Barnaba. A mers Barnaba acolo și a auzit și a văzut că Dumnezeu lucra așa, minunat. Dumnezeu are căile lui. Dar ce spune Pavel aici? Căută să ne învețe și pe noi ceva. Și el spune așa, zice, eu eram un religios. Și înțelegem de aici, din textul acesta, că religia este o haină, hai să folosim expresia asta, îmbrăcată peste un trup murdar sau bolnav. Religia nu schimbă viața. Așa spune. Eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu. Și pentru că aveam o aplecare spre datinile strămoșești. Zice, am plecat până acolo ca să-i prigonesc, să-i schingiuiesc pe creștini. Asta este religia. Dar el merge puțin mai departe și spune, și totuși, pe mine m-a schimbat ceva, spune el. Pe mine m-a schimbat ceva. Și am citit, nu, aici, e foarte, foarte interesant, zice așa. N-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ce vreau să spun acum și să înțelegem cu toții, este că Domnul Iisus nu este
eu știu, o învățătură așa după ureche. Domnul Iisus este o persoană care vrea să intre în contact cu tine, oricine ai fi. Eu știu că aici marea masă de frați și surori sunt practicanți ai Cuvântului Lui Dumnezeu. Dar s-ar putea să fii doar, nu un practicant, ci unul care ai auzit, care crezi, dar între tine și Domnul Iisus să nu fie făcută o relație. O relație de pe care o face Duhul Sfânt. Zice, până când l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Deci Domnul Iisus Hristos vrea să se facă cunoscut pentru tine personal. Pentru tine personal. Și am văzut mai departe, zice așa. Primărise peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pânzele mamei mele, m-a chemat prin harul său, a găsit cu care să descopere în mine pe Fiul său. Aș vrea să înțelegem și un alt aspect. Dumnezeu, în primul rând, ni se descoperă nouă. Fiecăruia în parte. Aceasta se numește naștere din nou sau o relație personală a fiecăruia dintre noi cu Domnul Iisus Hristos. El pentru aceasta a venit pe pământul acesta. Să se dea pe sine, să ne ierte păcatele și după aceea să intre într-o relație de pace cu noi, de bucurie și să pună viața noastră în nădejde. Dar dincolo de aspectul acesta mai este ceva. Noi, ca oameni trecători pe pământul acesta, avem o obligație. Și asta este mai mult pentru noi cei credincioși. Domnul Dumnezeu vrea să se descopere prin tine. La serviciul tău, eu știu, între vecinii tăi, El vrea ca să se descopere. Este o lucrare la care ne-a chemat pe noi. De fapt, cineva spunea că Domnul Iisus cucerește vrăjmașii din lume și îi face oșteni. Și îi face oameni care să lupte cu ei. Și ăsta este adevărul. Dintr-un păcătos, constat niciodată că i s-a schimbat fața, i s-a schimbat gândirea, i s-a schimbat totul. Și niciodată, dacă întreb ce îi zice, păi e... M-am întors la Dumnezeu, sunt copilul lui Dumnezeu. Păi de unde știi asta? Păi asta nu știu. Asta este relația mea cu El. Să descopere mine pe Fiul Său. Și apoi, dăm un cel de-al doilea text, pentru că timpul este așa cum este, și aici am citit noi ce spune Apostolul Pavel despre întâlnirea pe care el a avut-o cu mai mari evreilor din Roma. El fusese închis din cauza că era creștin. Și știți foarte bine istoria, cum s-a întâmplat, ca el să scape, a trebuit să spună să fie judecat de către Roma, de către așa. Și a mers acolo, oamenii aceștia l-au judecat, l-au lăsat puțin mai liber și în timpul ăsta el îi strânge pe mai mari din Roma, pe iudei din Roma și începe să vorbească cu ei. Și primul lucru pe care l-am văzut aici, și este foarte important lucrul acesta, este acesta, din versetul 20. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi. Căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Și acum ne pune și noi întrebare. Stai, frate, ce are una cu alta? Când e vorba de o nădejde, mai ales când nădăjduiești ceva, înțelegem că este un lucru de bucurie, ceva așteptat, nu? Nu nădăjduiesc că o să dau, să fac un accident. Nu, asta nu e nădăjde. Fug de așa ceva. Nădăjduiesc la ceva bun. Și zice, eu sunt legat pentru ceva bun. Și atunci vreau să fie atent la un lucru. Pentru că ce spune Apostolul Pavel nu este străin de noi. Noi vedem lucrul acesta. De ce sunt renegați creștini? De ce sunt considerați creștini, eu știu, retrograzi? De ce? Pentru că oamenii ăștia nu pot să trăiască oricum. Ei au în vedere veșnicia. Zice, voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Noi avem în vedere veșnicia, da? Și pentru că avem în vedere veșnicia, vorbim despre ea, dar însăși faptul că vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, asta ne obligă la o trăire anume.
Și când îi spui unui om despre împărăția lui Dumnezeu, măcar că este un lucru de acceptat și de dorit pentru fiecare, omul este pus în fața conștiinței. E pus în fața conștiinței lui. Și își dă seama că acolo sunt păcate. Și de multe ori nu vrea să renunțe la ele. Și din cauza asta, în loc să zică, da, Doamne, așa sunt păcătos, sunt nevrednic, sunt așa cum sunt, în loc să spună omul lucrul acesta, el respinge și începe să condamne. Și Apostol Pavel zice, din pricina nădejdii din Israel. El vine și spune, măi, eu am primit de la Domnul, m-am citit în primul loc, am primit de la Domnul însărcinarea aceasta să vorbesc cu oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu, să vorbesc cu oamenilor de faptul că Dumnezeu s-a întors cu fața către oameni și vrea să-i aducă la pocăință. Și asta stârnește împotrivire. Mai departe citim, dar am văzut că el și-a dat de vorbă cu ei, oamenii aceștia îi spun un lucru foarte interesant. Zice, am vrea să auzim părerea ta. Pentru că partea aceasta pretutindeni strânește împotrivire. Nu este ceva străin de noi asta. Cei care pot să trăiască cu Evlavia Hristos vor fi prigoniți. Vedeți, dacă ne-am întors la Dumnezeu, noi gândim ca Dumnezeu, trăim ca Dumnezeu. Spune despre noi, zice, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. De ce? Este expusă privirilor. Și noi suntem expuși privirilor. Și oamenii ne dă notă. Oamenii ne privesc. Și spune, ăla e, ăla nu e. Și așa mai departe. Știți dumneavoastră ce spun oamenii. Și zice, partida aceasta strânește împotrivire. Și așa este. Cei credincioși nu mai trăiesc pentru pământ. Cei credincioși trăiesc pentru cer. Cei credincioși, dacă se întâmplă să vină o boală, o situație, sigur, strigă la Dumnezeu pentru ajutor. Dar acceptă și ideea că planul lui Dumnezeu este cel mai bun. Pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, noi vedem lucrurile în parte și El le vede mult mai bine. Și apoi un alt lucru pe care vreau să-l spun întreagă, repede, că timpul ne permite. După ce El vorbește cu oamenii aceștia și le găsește Evanghelia, unii au crezut, alții n-au crezut. Și atunci El vine cu un verset din Isaia și spune, ce bine a spus Duhul Sfânt prin Isaia. Ce a spus? Zice, poporului acestuia care i s-a vestit de atâtea ori Evanghelia, n-a ascultat, e bine, vestește-le că de acum încolo nu o să mai vadă. Ce se întâmplă? Sunt situații când privești și nu vezi. De ce? Nu privești cu interes. Sunt situații când auzi urechile, dar nu vrei să crezi. Și dacă nu vrei să crezi, nici inima nu primește. Și aici spune cuvântul că dacă oamenii, acesta este un test pentru fiecare dintre noi, când Dumnezeu ne vorbește o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, și nu iei seama, să nu te miri că te împietrești. Pericolul împietririi poate să fie la fiecare dintre noi. De aceea este bine să fim atenți la glasul lui Dumnezeu. Să fim oameni care să înțelegem lucrurile și să-i dăm dreptate lui Dumnezeu, pentru că câștigul este al nostru. Pentru că noi nu ne batem joc de Dumnezeu. Dacă, eu știu, de cineva te ferești din casă, de Dumnezeu nu te poți feri, nu poți să joci teatru cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te cunoaște cine ești. Cu El, dar e bine, tu intră în odăița ta, pui ușa, pune genunchii jos și roagă-te lui Dumnezeu. De ce? Acolo nu mai joci teatru. Acolo stai înaintea lui Dumnezeu. Bine a zis prorocul Isaia. Vedeți, Dumnezeu ajunge la un moment dat și măcar că mâna lui Dumnezeu este întinsă și cheamă neamurile, cheamă păcătoșii, observăm de aici că parcă este o limită, parcă ar fi o limită, deși ne greu să spunem, parcă e o limită a chemării lui Dumnezeu. Și vedem asta pe paginile Scripturii. Dacă ne gândim la Iona, încă 40 de zile. N-a fost 40 de zile. A fost 120 de ani. Dar tot a venit. De ce? Pentru că oamenii n-au ascultat. Pentru că oamenii n-au vrut să se supună. Și mai spune aici în ultimele versete, zice, să știți că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu
a fost emisă neamurilor și ei o vor asculta. Prin Harul lui Dumnezeu, frați și surori, facem parte dintre neamuri. Este Harul nostru. De 2000 de ani, Dumnezeu și-a îndreptat privirile spre noi. Merităm? Nu merităm. Suntem buni? Nu suntem buni. Și atunci e Harul lui. Când spui despre Har, e Har. Și n-ai ce să spui mai mult. Har înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Și vorbeam de dimineață de puterea Harului. Este perioada când Dumnezeu, prin mila sa, prin Harul său, schimbă lumea. Nu toți. O parte dintre ei. Și am văzut aici că, după toată predica lui Pavel, iudeii au plecat în neînțelegere între ei. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Unii cred, alții nu cred. Oare din ce categorie vei face parte? Dintre cei care se împietresc întotdeauna, ca să ajungă împietriți și mai rău? Sau dintre cei care te uiți, asculți cuvântul lui Dumnezeu și spui, mă, e mai bine să cred. Domnul să ne ajute să fim oameni înțelegători, oameni care să îl căutăm pe Dumnezeu, pentru că El vrea ca să aibă o relație bună cu fiecare dintre noi. Amin. Amin. Când ajungi să fii tu însuți o povară, când cu de neînțeles se apasă greu, când pe tren sunt numai flori de primăvară, iar din tine frunze moarte ca mereu, când spre tainice urzeu ce se desfac, Dumnezeul nostru
și te binecuvântăm pe tine pentru că, încă o dată, întâlnirea noastră și mesajele ce ne-au stat în față nu s-au ceva decât o bătaie în ușa inimii noastre. Te binecuvântăm, Doamne, că ne cercetezi încă prin cuvântul Tău. Te binecuvântăm că în pace și liniște am ascultat cuvântul Tău. Te binecuvântăm că Tu ai lucruri bune pentru noi. Lucruri de pace și de înviorare și de nădejde și îți mulțumim pentru asta. Am auzit, Doamne, de faptul că prin credința în Domnul Iisus avem drepturi depline să stăm înaintea Ta în har. Dar am vrea, Doamne, Tatăl nostru, ca să Te rugăm în continuare să ne porți de grijă până în momentul în care vom fi cu Domnul Iisus și împreună cu Tine în veșnicie. Până atunci, Doamne, avem nevoie de har și am vrea ca și noi, la rândul nostru, să fim niște oameni care să Îl descoperim pe Domnul Iisus prin viața noastră, prin trăirea noastră. Vă Te rugăm, Doamne, ca învățătura cuvântului Tău să spargă mai multe baraje dintre acestea, multe întărituri, pentru că pentru aceasta a murit Domnul Iisus. Și credem, Doamne, că jertfa Lui este atât de prețioasă încât merită mai multă recunoștință din partea noastră a tuturor. Te rugăm să binecuvintezi întâlnirea noastră, să binecuvintezi sufletele noastre și să binecuvintezi și sufletele care vor mai auzi mesajul acesta. Ne închinăm cu recunoștință înaintea Ta și Te slăvim. Amin. Amin. Folosește sana când ești pazit ca domnii, când puterea și dulceața somnului te-au copleșit. Domnul lasă-i treabă, să-i răspunde treabă. La ce-ți folosește spada, când de somn ești copleșit. La ce-ți folosește viață, aripi pentru cer întins. Când tu stai în colibia oamenilor ce te-au prins, Domnul lasă-i treabă, să-i răspunde treabă. La ce-ți folosești în viață, ai bine când ești prins. La ce-ți folosești genunchii, rugăciunii au de caz. Când din calea fără legii, tu nici n-ai să te abazi. Domnul lasă-i treabă, să ca să te faci.